Cum amarga de a fi rămâne cel mai căutat om din lume, rebelii care au cucerit capitala nu l-au găsit în celebrul complex care îi servea drept ascunzătoare. Au găsit, în schimb, dovezi ale luxului în care trăia colonelul pe capul căruia s-a pus o recompensă de peste $1.000.000. Muammar Gaddafi este în continuare de negăsit, la două zile după ce rebelii au cucerit orașul Tripoli. Totuși, libienii sunt convinși că fostul lor lider nu a părăsit țara. Ba mai mult, unii susțin că s-ar afla chiar în capitală. With all these loud booms and bangs behind us, by rest assured, it is celebratory gunfire. But we think people here have a general consensus that they believe that there are tunnels, literally tunnels, in Tripoli underground where he has some sort of bomb. When I feel free, I see the blood of Gaddafi spilling on the grass. Then I free. Rebelii au scotocit toate cotoanele complexului în care locuia dictatorul și au văzut cu ochii lor ce până acum erau doar zvonuri, că Gaddafi era mare amator de lux și confort. Reședința colonelului includea o piscină uriașă, un minipar de distracții, o grădină zoologică, ba chiar și un altar în memoria fiicei sale moarte. Într-un gest de sfidare totală față de liderul pe care îl vânează acum, libienii s-au fotografiat lângă altar, în băile somptuoase și printre piesele de mobilier distruse. În tot acest timp, în jurul fostului președinte se strânge lațul. Cine va captura Aviu sau mor va primi $1.3 milioane, iar rebelii au parte de susținerea Occidentului. Operațiile militare cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être. Elles n'auront plus lieu d'être très exactement quand M. Gaddafi et ses séides ne représenteront plus une menace pour le peuple libyen. Amenințările și pericolul sunt însă la ordinea zilei în Libia. 4 jurnaliști italieni au fost răpiți, iar alți 2 ziariști francezi au fost răniți în timpul luptelor de la reședința lui Gaddafi. În urmă cu câteva minute, rebelii au anunțat că sunt la un pas de a-l captura pe liderul Muammar Gaddafi. Ei ar fi înconjurat ascunzătoarea în care se presupune că se află în acest moment colonelul. Ar fi vorba despre un complex de apartamente, nu departe de reședința oficială a lui Gaddafi. Înăuntru ar fi atât liderul libian cât și fiii săi, iar în zonă se trage la această oră. Mai multe amănunte aflați în jurnalul orei 19 prezentat de Andreea Berecleanu.